Atacantul Petrolului Ștefan Blănaru a marcat primul său gol oficial pe arena Ilie Oana de când a venit vara trecută la Ploiești. După reușita din meciul cu Dunărea Călăraș, atacantul a pus degetul la gură în semn de tăcere pentru cei care înjură jucătorii din fața calculatorului. Blana a fost dezamăgit, deoarece unii oameni l-au jignit chiar și de ziua lui de naștere. Sper că o să-i respecte la finalul sezonului atât familia mea, cât și suporterii, adversarii suporteri, că sunt câțiva suporteri și din spatele tastaturii care ne critică. Important e că a venit astăzi atâta lume și ăștia sunt adevărați suporteri care ne susțin meci de meci. A fost primul gol important și pentru mijlocașul Deac. Fotbalistul a deschis scorul din centrarea lui Marinescu și a dedicat golul iubitei sale, aflate în tribuna. Este convins că Petrolul poate promova, dar avertizează că mai sunt de făcut reglaje în cadrul echipei. Tind să devii golgheterul echipei. Da, din păcate golurile dinamicale nu se contorizează, dar eu sper să dau la fel de multe și în oficiale și să ajute echipa să ajungă pe loc promovabil. La meci a fost și Costică Budescu, atacantul Astrei. El a venit împreună cu copiii și tata socru, urmărind alături de ei cum fostul său coleg Marinescu a fost coautor la cele două goluri. Capitanul Petrolului îl așteaptă cu brațele deschise pe Budescu să devină iarăși coechipieri. Eu îl aștept cu mare drag pentru că este un jucător foarte bun și cu siguranță sufletul lui este petrolist și de ce nu să pună și el, dacă nu acum la vară, să vă facem și lui această bucurie de a juca la echipă în Liga 1. Petrolul pregătește deja următorul meci de campionat. Gruparea ploieșteană va înfrunta vineri, tot pe teren propriu, pe Farul Constanța, într-un nou duel clasic din Liga 2.